În fiecare zi de luni eu mă apucam în dietă. Noi trăim într-o societate foarte dură, dacă sincer. Cineva din rudele mele mai micuță, mult mai micuță, a spus că hm, tu ești grasă, mie mama mi-a spus nu mănânc așa de mult că o să fiu grasă ca tine. Mergeam la evenimente și nu mâncam absolut deloc pentru că mi-era rușine, pentru că toată lumea privea ce mănânc. Eu nu vreau copilul meu să fie obez, pentru că eu știu ce înseamnă să duci la școală și să te tachinezi, să-ți spună că tu ești gras. Mi-am micșorat stomacul, pentru că aveam 134 de kilograme. Stomacul, cum este mare, a fost pus un inel special. Puteam să mănânc atât cât un borcănaș din asta mic care mănâncă copiii, care e ideea principală? Stomacul s-a micșorat, dar problemele din cap au rămas acele. Am noutăți foarte bune pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Just Consult, cetățenie română, se extinde și are 100 de posturi vacante în toate departamentele. De la consultant în oficiu sau șef la call center, până la contabil, PR manager sau specialist procesare acte. Just Consult îți oferă instruiri gratuite, deci nu e nevoie să ai studii în domeniu. De asemenea, vei primi salariu motivant și bonusuri în funcție de performanță. Compania are locuri vacante atât în Chișinău cât și în oficiile din Bălți și Cahul. Fă click pe linkul din descrierea acestui video, află toate detaliile și începe cariera la Just Consult. Expediază CV-ul tău la adresa electronică afișată pe ecran. Astăzi veți afla istoria Corinei, care și-a micșorat stomacul pentru a scăpa de obezitate. Corina povestește cum a crescut fiind copil obez, cum s-au folosit de ea, așa zis, și prieteni, și cum a fost afectată emoțional de greutatea sa. Eu vă îndemn să fiți atenți la mesajele pe care ea le transmite. Așa vom învăța cum să începem să ne iubim, iar alții putem deveni un pic mai buni, mai empatici și mai atenți la ceea ce simt oamenii din jur. Însă, înainte de a afla istoria eroinei de azi, abonați-vă la canal și faceți clic pe clopoțel. Așa veți afla primii când voi posta ceva nou. Vă mulțumesc. Repetiți că Corina, 30 de ani, mi-am micșorat stomacul fiindcă aveam 134 de kilograme și ușor am ajuns la 75, dar nu mă opresc aici. Eu am avut o copilărie frumoasă, dar deosebită. Cam prin clasa 4 aveam vreo 30 de kilograme. Peste vară, în a 5 m-am trezit 60-65 și deja în clasa 9 și ceea ce țin minte -o foarte bine, aveam 90-94 de kilograme. Eram mult mai diferită decât colegii mei, mult mai diferită. Se simțea diferența asta prin haine, fiindcă pe atunci nu prea era acces la haine mări mari. Purtam haine de unde și procurau femeile mai în vârstă, mai plinuțe, de o modă mai veche. Și simțea diferența asta între mine și colegile mele. Normal că la liceu s-a simțit diferența. Am fost și numită ceea ce am memorizat cel mai mult este că de fiecare dată când treceam pe coridoare la școală striga idiot Jenșina Vulcan, fiindcă pe atunci era clon, un film care toată lumea îl privea. Femeia aceea mereu era foarte impulsivă, nu știu de ce anume Jenșina Vulcan, că nu eram chiar eu cea mai activă din liceu, poate că eram cea mai mare, chiar eram cea mai mare în tot sensul cuvântului, cumva mi-eram mama cu fetele întotdeauna spuneam, mă diferențeam maxim, mă diferențeam și simțeam asta. Simțeam și, dar nu arătam public, mergeam acasă și mâncam. Mâncam, nu știu, părinții mei aveau pe atunci magazine, era în mod să ai magazin aproape de casă și aveam acces la ciocolate. Ciocolatele, când a apărut sneakers pe piață, eu cumva eram bounty, eram fana numărul unu. Asta a fost greu, greu de acceptat, dar cumva m-am obișnuit stresc cu asta. Ca să stup kilogramele am devenit fata comodă. Eram la toate evenimentele prezent, cumva în liceu mi-am luat așa un rol, eu cred că e destul de interesant. Se începea evenimentul, pentru că era modă, se începea evenimentul și venea o femeie care strica evenimentul. Nu așa era, adică încerca cumva să, să facă un moment mai de râs mai... și nu o să pui of fată micuță, slăbuță, care nu are glas. Veneam eu, cea care ocupam loc, ocupam două scaune în sală. Și cumva mi-am asumat rolul ăsta, adică cumva eram fata care face glumi, care nu se supără pe nimic, care dacă trebuie la miez de noapte de ieșit, eu ieșeam, tot, adică eram, pentru toți eram prietena cea mai bună, și cumva mi-am creat rolul ăsta și uitam din mine, în tot sensul cuvântului m-am pierdut pe mine. Ce ține de familia mea, suntem trei frați. Total diferiți la aspect, mă refer, fiindcă frații mei erau cumva mai supli, eu deja întreceam toate, toată tot familia mea întreceam. Nu avem obej în familie, dar Cumva ceva s-a întâmplat la mine. Mama era omul care a bătut alarma, a mers pe la diferiți medici, absolut la diferiți medici. Beam pasteluțe de glanda tiroidă, atunci era la modă cumva să crezi că ai niște nodule la glanda tiroidă și mama mea m-a dus la cei mai buni medici, adică nu eram lipsită din momentul ăsta și doar un singur medic o odată, dar cei drept în facultate mi-a spus că poate cumva trebuie de închis gurița și de controlat și capul, creierașul ce gândește. În rest, toată lumea, pastiluță, pastiluță. mama toate pastiluțele care sunt posibile pentru că trebuie de salvat copilul care are glanda tiroidă, că... dar nimeni măcar nu-și punea întrebarea ce mănânc eu. Și cum mănânc eu? Eu iubeam dulcile, eu sunt o fană înrăită a dulciului, eu o croasanele să vă îndăies, dar tot ce sunt de prăjiturile eu pot să vă povestesc la perfecție. Eu știu fiecare denumire, fast food-ul, la fel, aveam acces la el, adică cumva îl iubeam și îl iubesc și acum, recunosc. Acasă nu eram chiar impusă în restricții de mâncare, doar uneori mama la masă, așa îmi spunea Corina și pe mine asta atât de tare mă enerva că eu mâncam dublu. Cumva mama încerca foarte ginga și să mă ia. chiar uneori ne lua farfuria cu pâine din față, adică nu lua urât, dar o lua frumos, taxicol, dar pe mine asta mă enerva la culm, și eu dublu de vroiam să demonstrez, nu vroiam să mănânc, uneori eu rămâneam strâng masa ca să mai mă mănânc. Ca să mai ciugulesc, știi? Mama credea totuși că o să mă salveze pastiluțele astea cu tot și glanda tiroidă, fata o să crească și o să schimbi lucrurile, dar mă lăsa să merg la sport, adică ea cumva punea accent foarte mare pe sport, eu mergeam la sală și acolo la sală aveam un, un bărbat antrenor, Chica, chestia asta o am avut -o eu de micuță cu antrenorul, și de fiecare dată îmi spunea, hai să reducem mâncarea. El vorbea cu mine, el spunea, mănâncă de toate, dar mai puțin. atunci s-au început dietele mele. Dar așa, conștient, undeva eu deja în facultate am început să țin regimuri. Până atunci eu uh, nu mi-aduc aminte cumva să mă reduc pe mine. Cumva mama încerca să mă educi la capitolul mâncare, dar eu tot nu acceptam, pentru că iarăși spuneam că tu nu mai iubești, că eu vreau să mănânc. Ideea e că odată crescând, nici măcar nu crescând așa pufoasă nu mi-am dat seama că de fapt eu mănânc emoțiile. Nu, nu iubesc atât mâncarea atât de mult, dar iubesc să astup emoțiile. Eu am înțeles că mănânc emoțiile mult mai târziu. Mult mai târziu am înțeles că, dar acum analizând, dând în urmă, înțelegeam că orice decizie importantă, eu inițial o mâncam, orice frică, eu o mâncam. Și nici măcar nu se observa pe atunci că când eram eu la liceu, nu 15 ani în urmă, că cam asta țin minte, în clasa 9, la 15 ani, era cam rușinos să accepti ideea de psiholog, să mergi, asta era, tu ești bolnav, înseamnă că cumva era mai ușor de acceptat că ai glanda tiroidă, că ai hormoni, nu în regulă, decât să accepti că e undeva la nivel subconștient, tu încerci să te astupi cu mâncarea. Părinții mei munceau foarte mult pentru ca să ne asigure pe noi toți trei. Mă rog, și mai aveau și o muncă cu statut Social, cumva își petreceau foarte mult timp la muncă și eu golul ăsta în, în mâncare, în mâncare, încercam să fiu cea mai mare, cea mai responsabilă și asta mi-a luat foarte multă energie și eu iar mâncare. Treptat totul aveam impresia că merge contra mea. Spre exemplu, iarăși o să fac o comparație cu sora mea care era foarte, foarte mărunțică când mergeam la magazin, ea îmbrăca ceea ce vedea pe manichen. Imediat îmbrăca și ieșea. Eu nu puteam să am acces la așa ceva pentru că era și asta iarăși eu mâncam, fiindcă eu așteptam după cumpărături mai repede să ne ducem pe atunci la Andy's Pizza și mâncam să-mi scot stresul acesta. Și ideea e că eu, hainele au fost tare greu, asta a fost un moment dificil în viața mea. Eu am acceptat stilul de la sin și tunica așa foarte largă. Asta au fost ani de zile stilul meu. Și am găsit un magazin, era pe la piața centrală, pe acolo un butic din asta, foarte scump. Dacă sincer, o pereche de la sine erau la 700-800 de lei și aveam toată colecția de la sine. M-am încercat maxim cumva să-și recompenseze vina asta și prin haine. Și tunicii tot erau de la 1000-1200 și oricum le procura. Adică, dar mă îmbrăcam și în magazine de femei, fiindcă era foarte greu la capitolul haine, mărimi mari pentru adolescente, ca să-mi definească cumva personalitatea. Încă am avut la liceu o profesoare și ea la fel și a expus punctul de vedere și acum țin minte momentul ăsta, ea o 45 de minute, profesoare de limba română, a vorbit despre stilul vestimentar a unui elev. Și așa vorbea frumos, eu o ascultam cu gura căscată, ea spunea, voi sunteți elevi, voi trebuie să fiți îmbrăcați frumos, voi eu nici prin cap nu mi-am dat seama că aceste 45 de minute au fost dedicate mie, pentru că eu aveam o tunică largă și ea de fapt era de femeie. Și ea după, după lecția asta vine la mine și spune că eu sper că tu m-ai înțeles pe mine că lecția asta a fost dedicată ție. tu nu ești îmbrăcat ca o elevă. Pentru mine asta a fost tragic. Tragic eu și acum țin minte tunica aceea și urăsc stilul ăsta de, de tunică, anumite, deasupra. Eu de atunci am mers și am, țin minte, am rugat-o pe mama și am cumpărat cămași cămaș de bărbați și purtam cămași așa, mărimi mai mari, purtam la si și cămașa. Sunt omul care e foarte greu mă distăie. Eu știu povestea la toți și nimeni nu știe povestea mea, absolut nimeni. că încercam cumva să nu arăt momentul slab. Nu vroiam să fiu jelită, nu vroiam deloc. Eram mare. Eram, eu știam că pot face tot singură și nu vroiam să fie auzit undeva istoria mea sau să fiu ajutată. Pentru că tot timpul trebuia să înceapă. Înțelegi? Tu trebuie să mănânci mai puțin. Și el le lor, eu mănânc puțin. Eu mănânc puțin. Eu nu înțelegeam de ce ei cred că eu mănânc mult. Că eu mănânc același croissant care îl mănâncă și prietena mea. Noi doar la pauză ieșim amândouă, nu că iau să săturat, ea deja când o să se ducă acasă, dar eu nu m-am săturat, pentru că eu cumva mă simțeam uh, uh, nu în siguranță dacă nu mâncam. Și adică uh, eu nu spuneam istoria mea, nu spuneam că sunt flămândă, dar oricum unde eu pe ascuns mâncam, eu mâncam pe ascuns. Și era foarte greu, în meu era foarte greu să mănânc, eu mă duceam, eu eram și înscrisă la cantină și eu nu înțelegeam cum e satură din porția acei micicuță, adică eu tot eu sunt om care gust și mănânc, mănânc permanent. Eram. Adică, dar nu spuneam istoria asta și nu recunoșteam. Nu recunoșteam că e problemă. Facultatea, studenția și mi-a dat frâu liber. Acolo deja eu știam de diferite tipuri de prăfuleți și vreau să declar acum că nu există praf, pastiluță pe care eu n-am încercat-o. Nu există. Și sunt, eu am, sunt și proș contra lor. Adică, Prafurile gen proteice, eu le accept, sincer le accept ca o gustare Fiindcă că noi trăim într-un mediu în care e cam greu să găsești așa ceva sănătos, adică de obicei trebuie să fii foarte select. Dar dieta care mi-a schimbat mie viața, asta e o dietă tare interesantă. Eu am găsit pasteluții pe internet, dacă tot aveam acces la orice tip de informație. Să-mi spună mie cineva că eu n-am încercat ceva, că eu argumentez și aduc încă prin anii când în Republica Moldova se aducea în România cu livrare și din livrare ne se aducea mie la Căușeni. Adică era lung procesul, dar eu le obțineam, obțineam eu pasteluțele astea. Deci am găsit eu pe internet pastiluță. Beai două pastiluțe și nu ți era foame. Să mă crezi, nu știu nici acum componenta și nici nu vreau să știu. Și am slăbit într-o lună și jumătate, aproape 40 de kilograme. Făceam sport foarte intens, pentru că trebuia să obțin jobul. la poliție este foarte greu să intre dacă nu aveai kilogramele. Pe timpul meu, acum nu mai știu am slăbit prin sport, mă amețea capul până nu vedeam nimic în prejur. Fugeam repede, mă spălam pe față, îmi reveneam, luam aer și mă întorceam înapoi și nu spuneam. Și totul meu, vai, tu slăbești eu mă simțeam așa de important că eu slăbesc. Nu, 40 de kg la 130, deja le aveam. Normal că erau vizibile, se simțeau. Și am obținut eu jobul meu care eu, la care eu visam și am, mers, am venit la Chișinău pentru o lună o lună jumătate, totuși o lună, maxim două atunci era cu practică, trebuia să învățăm, trebuia să trecem o instruire obligatorie și acolo nu era cantină, dar era un chiosc cu plăcinte. Eu am mâncat tot ce posibil din chioscul cealaltă, pentru că eram flămândă, pastilele nu mai funcționau și eu ne aduc aminte că eu cât stăteam mâncam. Absolut, eu nu mă puteam opri de mâncat. Eu Rugumam tot, absolut tot ce găseam, mărunt, nu mă puteam opri și înapoi am adăugat 45 de kg, tot, în aproape două luni. Asta a fost uh, un stres uh, enorm pentru mine și a avut de suferit cel mai mult pielea mea, care și acum suport consecințe. Asta a fost dieta, așa, cea mai drastică care am putut-o în rest prăfuleță, pastiluță și vreau să spun că nici de cum, doamne ferește să mă adresez la un nutriționist ca să faci mâncare, nu, nu, pentru ce atât în timp lung dacă este de efect scurt. Ce ține de prăfulețe sau de pastiluță, eu nu sunt categoric cât este măsură. Totuși asta cumva se echilibrează într-o mâncare sănătoasă, rațională și prafuri care pot înlocui. Adică eu mă uit foarte deschis la chestia asta, dar iarăși atrag atenția cu foarte multă măsură, fiindcă în momentul când excluzi prafurile, apare o altă latură, când tu ești în neputință, tu nu știi ce să mănânci și tu pur și simplu mănânci. Cumva crezi că eu mâine să -o praful ăsta și totul la streacă. Sau tu ți o responsabilitate și duci responsabilitatea asta zi de zi, sau nu te apuca, nu te apuca că investești bani pur și simplu pe degeaba. Nu există magie, doar de că eu am crezut că ea există. Curița închisă și încerci să-ți controlezi emoțiile. Încerci să fii sincer și să recunoști de ce eu mănânc. Ce ține de însăși stilul de viață oamenii care mă înconjurau, toți veneau cu sfaturi, toți aveau sfaturi, care îmi recomandau medici, care mi expediau uh, diete. Am avut cunoștințe care au spus, Hai eu pe tine să urmăresc și noi împreună să slăbim și eu. În fiecare zi trebuia să trimăt ce mănânc, raportul ăsta am eu. Am încercat toate tipurile de dietă, de absolut, rina, ducan, dietă pe hrișcă, dietă numai pe ou, planuri alimentare, la fel au fost deja, dar neechilibrate, din start spun neechilibrate. Am încercat, eu internetul l-am studiat în lung și în lat la tema asta, nu e, nu e o dietă în care eu nu am încercat-o, eu am sperat am sperat, dar de fapt era efect, 2-3 kg și eu spunea, băi, 2-3 kg să vede vizibil, cum am primit un compliment, cum spun, mai mănânc două zile și după asta iarăși, adică restartul era, în fiecare zi de luni eu mă apucam în dietă, absolut în fiecare zi de luni și până miercuri ținea, după miercuri de-am gata, de-am vine joi, vineri, sâmbătă, duminică, în generi, pauză, că organismul are nevoie și de un cit mil, așa, bun, bun. Și luni iarăși mă întorceam înapoi la dietele mele super sofisticate. Și tot încă eram în căutarea pasteluții magice. Pe lângă mâncare mai aveam și eu ca fiecare elev, student, om, prieteni. Cumva aveam o gașcă care mă prețuia pentru ceea ce sunt eu. Da? Eu, de fapt, cred asta eram bună, eram permanent activă. Aveam oameni care îmi reproșau, care îmi spuneau, ei, da, doamne ferești, dacă o să stai o la dietă și chiar nu poți, ori spunea că nu, chiar nu înțeleg cum poți să mănânci, atâta. ei nu încercau să intre în esența problemei mele. Ce ține de, poate, atenție din partea unor bărbați, sincer, la capitolul ăsta nici măcar nu țin minte, nu țin minte să fi fost o să fiu destul de sincer aici la acest capitol, fiindcă cumva băieții erau prietenii mei cei mai buni. Adică și feți și băieți, dar nu priveam niciun băiat ca prin prisma unui bărbat. Aveam sentimente față de un om, dar recunosc că aveam foarte mult timp am avut și am devenit prieteni cei mai buni, numai ca să nu recunosc sentimentele astea. Adică cumva știam și relația lui o susțineam mereu, dar niciodată nu arătam asta, că cumva simt eu și poate, poate împreună putem face ceva, fiindcă eu nu mă apreciam pe mine. Problema e că eu nu mă puneam pe mine pe, pe primul loc și, nu știu, poate din, din stimă unii oameni nu îmi spuneau, nu îmi spuneau lucrurilor pe nume, că ești destul de grasă și mai avem și acnei pe față, am suferit foarte mult din chestia asta, o acnei din asta severă, severă, abia în facultate s-au mai regulat uh, lucrurile. Și poate prin prisma că nu mă supere, cumva îmi făceau complimente, gen, măi, ce așa, ești frumoasă, ești a noastră, oricum te faci parte din gașca noastră. Și complimente erau foarte simpli, complimente. Doamne, dar cu tine așa e de interesant? Poftim, eu nu vreau așa complimente, eu vreau și o fetiță, vreau cumva să spună că ești frumoasă asta, spunea mama, că sunt tot timpul mama, când veneam acasă și spunea, ți-a spus cineva că ești frumoasă? Și spuneam, nu. adică, nu, bun, nu, n-am avut complimente și atenție din partea, din partea barbatească, partea bărbatească, adică cât am fost la liceu, în perioada de liceu. M-am căsătorit tot și mi-am găsit eu un iubit, nu, Adică e ideea că deja fiind mai matură, la 25 de ani m-am căsătorit, cumva deja am devenit un pic mai încrezut în mine, altfel toate dietele lumii încercat. Încerca. Eu înțelegeam că la 130 de kg, tot ce nu sunt frumoasă, îmi, deja am dat de o croitoreasă super bună care îmi, îmi, făcea hainele tare frumoase. Eu eram fata care aveam câte zile în lună, atâtea fuste. Eu mi-am cusut toate culorile și modelele posibile, pe mine perfect aranjate și toată lumea mă știa pe mine cu fata cu diferite fuste. Și am rămas și însărcinat, am adus pe lume un băiat, timpul trecea, dar eu nu mă acceptam, nu mă iubeam, eu spuneam că cum soțul meu poate să rușinează de mine, doar de că el nu se rușina de mine, adică el tot timpul spunea, ce te văd frumoasă, adică pe mine nu mă deranjează nimic, știi? Eu oricum că am soluții, iar după naștere eu am revenit înapoi la dietele mele, la prăfulețe, iarăși toate chestiile dar emoțional mi era iarăși greu, copilul, nopțile nedormite, statul acasă doar de pentru eu nu iubesc asta, ieșea soțul meu la 8 dimineața, la 8 și 15 eu și copilul nu mai eram în casă, noi nu puteam să stau în casă, nu suportam asta. Și într-un final zic, eu am găsit pastila magică, foarte întâmplător am auzit despre micșorarea stomacului. Sincer o să fiu, nu m-am documentat, nici măcar nu știam cum e procesul acesta, cum, ce înseamnă micșorarea stomacului. Știam așa, este bypass gastric și ai făcut operația asta, ai slăbit și bine, mersi, ești fericită. Fiind în concediu de maternitate, având un copil, kilogramele nu se stopeau, doar de toată lumea spunea că o să naști și ai să vezi că o să se ducă dintr-o dată. Dar am mers să nasc 134-137 de kg și m-am întors înapoi acasă cu 128. Adică ideea e că nu s-a schimbat nimic, eu cumva așteptam magie, ce că o să nasc și tot. Și copilul mi-a luat foarte mult timp și energie, dar depresia asta după naștere, eu am prins-o cumva. Adică nu spun că era chiar așa de severă, ea era mai mult a mea personală, exteriorul meu pe mine mă deranja. Eu am revenit din nou la tema mea, adică după, dacă până acum eram însărcinată, nu dădeam vina pe nimic, dar în sarcină normal că am mâncat exce în exces am mâncat. Dacă deci era ora 11 și deveneam cumva iritată, tot spuneam, hai să-ți hrănesc ca să fii mai bun și ne întoarcem înapoi la munca noastră. Am muncit până în ultima zi. Și m-am trezit eu într-o zi, spun undeva, cândva am auzit eu că există bypass. Asta este vorba despre micșorarea stomacului. Și eu spun, ideal pentru bine. O să micșorez stomacul, tot o să fie bine, o să fiu slabă. Happy end, tot fericit. Și nu a durat mult. Eu m-am dus la părinții mei acasă, pentru că ea costă o sumă de bani. M-am dus și am spus, uitați-vă, eu am, mi foarte greu, eu am foarte mulți kilograme, eu de așa, a găsit argumente, eu sunt omul numărul unu. Eu pot să argumentez foarte mult ce ține de diete și de slăbire. Și am spus, eu am nevoie de bani, fiindcă eu vreau asta. Părinții mei au întrebat, tu, tu ești sigur în asta? Da, eu sunt foarte sigur în asta. Mama îmi spune, hai să facem când copilul o să aibă un an. Eu spun nu, că atunci el o să meargă și eu cu intervenții nu o să pot. Eu vreau acum. Azi și acum. Ei au acceptat, pentru că eu au văzut cât de mult eu sufer la chestia asta și au acceptat să merg totuși să-mi fac bypass. O să fiu destul de sincer. Luni m-am dus, m-am interesat. Medicul mi-a spus, marți vin, miercuri facem uh, intervenția. Și chestii, uh, bypass se face și, și în Republica Moldova de foarte mult timp, apropo medicul m-a tu știi despre bypass? Da, da, eu știu, pe loc ca să ne clarificăm. Și am dus acasă, fericit, am spus, gata, m-am clarificat unde stă copilul în perioada asta, că o săptămână trebuia să lipsesc. Nu îmi puneam nici măcar întrebare, cum o să mă descurc eu cu operația, gata, eu vedeam finalul, eu... M-am dus miercuri, era marti, m-am dus la spital, miercuri am avut intervențele, analizele foarte bune, pentru că eram ok, sănătoasă, trebuia doar un pic și așa. Și mi-am făcut eu bypass, intervenția asta nu a fost dificilă, eu aveam un corp foarte puternic, este o anestezie generală, câte ore durează, n-am idee, mă stau acum și mă gândesc, undeva la vreo 3 ore a durat intervenția, o noapte în secția de reanimare, după care singurică m-am ridicat și ușor, ușor am mers deja spre palata propriu-zisă, Um, am avut deja, care idee. Stomacul, cum este mare, a fost pus un inel special. Și deja partea asta a devenit cumva pur și simplu o parte din stomacul meu vechi. Asta, aici, aici era stomacul meu nou. Un stomac nou ca la bebeluș. Era foarte mic. Și plus la toate încă eu poate medicinal nu o să explic corect, o să explic așa ceea ce cum am simțit eu, el era unit artificial, cu intestinele, cu tot asta și eu am primit foarte multe picurători. Așa e procedura, așa e protocolul, să, până el a început să, se activeze, la a treia zi undeva s-a activat și puteam să mănânc atât. Cât un borcănaș din asta mic care mănânc copiii, copiii mici, asta era doza maxima mea. Ușor el trebuia să trec la mâncare, dar foarte, foarte finuță mâncarea asta, era încă în spital. Și mi-mi părea că asta atât de frumos, de wow, 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 gata, mâine o să fiu slabă. Bypass este un proces foarte lung și trebuie să-l treci etapă cu etapă. Așa cum eu nu m-am documentat, cumva fiecare etapă pentru mine era nouă. Începând din primele zile, eu prin picurători mă alimentam, după care deja am mers acasă, trebuia să mă descurc singur, medicul fiind la legătură 24 din 24 cu mine, pentru că am înțeles că am ajuns acasă, că de fapt eu n-am găsit pastiluța magică, toată nebunia mea abia începe. Trebuia să mănânc foarte puțin, foarte puțin și ușor dar... Care e ideea principală? Stomacul s-a micșorat, dar problemele din cap au rămas aceleași. Ideea e că eu vedeam în fața mea o porție destul de mică dar și înțelegeam că eu nu pot să mănânc mai mult, nu pot ca să-mi fie rău, dar creierașul și spunea, cum, noi să ne din asta? Nu, nu-i posibil. Și vreau să mănânc, aveam o foame nebună. Primele zile greu m-am adaptat acasă, dar eram acasă, asta mă simțeam mai bine. Și zi de zi adăugam câte un aliment nou, dar tot în stare lichidă, nimic bucăți, pentru Eram un stomac nou, ca la un nou născut, ca un copil micuț, cum încep diversificarea, așa eram și eu. Pas cu pas, nu prea puteam ieși afară, nu mâncam, nu mergeam în hospit, nicăieri, strict doar acasă, nervii la pământ, fiindcă creierul și bătea alarma, noi suntem flămânți, corpul are nevoie de energie, tu ce faci cu noi? Și în prima lună s-au dus 20 de kilograme, dar prima lună e cea mai grea de rezistat. Eu fizic și emoțional nu vrea nimic. M-am certat cu toată lumea care e posibil și imposibil. Deci cumva ai mie acasă spuneam bă trebuie să rezistăm, trebuie să rezistăm, că ea nu e flământă, dar după care eu o să-și revină. A fost dificil, sincer. Prima lună a fost tare dificil. bypass pasul l-am făcut în 2018 la început de an și atât deja sunt 4 ani, mergem spre a cincilea când trăiesc cu istoria asta, cu stomacul meu nou, al doilea meu stomac. Pe atunci când am decis să slăbesc aveam 134, apoi ușor 112 și încet ușor am ajuns la 72. Dar ideea este că însă și cu bypass eu am ajuns undeva la 87-90. Dar deja în fiecare zi muncind asupra Fenomenului care s-a întâmplat în viața mea, am ajuns la 72, cel mai minim existent în viața mea. La 1,75 m eu mă visez de 65-67 de kg, chiar mă visez în tot sensul cuvântului, dar când mi-am făcut bypass, medicul spune că, uite, maxim 87 sau 90, mai mult nu o să te duci de la 134 și eu spun, cum să nu mă duc, eu să nu mă duc, dar durerea care am tras-o, eu spun, mă duc acasă, nu mănânc nimic interzis, gata, exclud fast food-ul din viața mea, pe mm, naivă, La fel am rămas la aceeași etapă, doar că un pic mai adecvat privesc, cu privesc lucrurile acum. Noi trăim într-o societate foarte dură, dacă sincer. Nu o să mă duc departe. Cineva din rudile mele, mai micuță, mult mai micuță, a spus că hmm, tu ești grasă, mie mama mi-a spus nu mănânc așa de mult că o să fiu gras ca tine. Așa e oameni care eu mă văd rude, da? Parcă ți pare dacă ar fi ceva greu, imediat ai merge la ele. Ne mai vorbim de societatea în care făceam parte, nu exista zi în care să nu primesc ceva așa, un argument mic sau pe fondul meu oamenii se simt bine, adică se simt că e slab, e frumos, dar tu ești grasă, tu cumva ai o problemă de sănătate, ai ceva ceea ce n-au ei, de exemplu. După ce am născut, la fel, eu am jumate de an totuși am încercat cumva să slăbesc și eu vorbeam deschis despre slăbit, că un omul care e veșnic la diete, da, veșnic. Poate și ieșeam, mergeam la evenimente și nu mâncam absolut deloc pentru că mi-era rușine, pentru că toată lumea privea ce mănânc cum mănânc și ce fac. Eu încercam cumva să fiu vesel, adică nu mi-e foame, hai să dansăm, hai să vorbim. Și mă duceam acasă rupt de foame și tot, ce tot bagajul ăsta care îl luam, încercam totuși să să-l astup, să-l astup cu mâncare, să recuper tot ce ce... Chiar și acum, eu recunosc că eu am o problemă pe care e încă nu e rezolvată. Acum eu variez de la 75, mă duc la 80, de la 80 mă duc la 75, eu nu m-am oprit încă, pentru că eu nu m-am regăsit încă la 100% și primesc și acum comentarii. Hmm, cam un câte rotungit. Îmi pare să o ai adăugat. Eu nu mă duc iarăși departe, rudile mele, voi spun că... De-aia îmi pare că prins la forme, eu cred că este după bypass în viața mea oamenii sunt au categorizat, mai ales fiind într-un oraș mic, îți dai seama că cine știe, cine nu, vorbele, bârfele se duc toare repede și oamenii sunt două părți. Oamenii care spun, hm, bravo, mă bucur, pentru că eu continui să lupt cu kilogramele mele și alți oameni care spun, hm, hai să vedem până cânt. când, când a să asta, cât a odată și odată e oricum a să rupă și așteptăm ziua. La sarcina mea au fost uh, nu grea, dar nici nu ușoară. Kilogramele și-au făcut efectul, dar aveam foarte mult de lucru. Pe atunci am acceptat să avem un ias cu foarte multe animale. Că am vrut și noi să investim în ceva cu soțul și aveam și reparații în apartament, fiindcă tot, mă rog, totodată au fost. Și sarcina, era vara, era foarte cald, era insuportabil și plus eu cu emoțiile mele, fiind însărcinată, Uh, am adunat, sincer, am adunat mult. Când am mers uh, să nasc, deja în septembrie, doamne, n să uită, am avut un medic genial. Dar ceea ce a fost pe lângă medic, asta a fost foarte strașnic. În primul rând, uh, cabinetul de naștere nu era specializat pentru o femeie de 134 de kilograme. Adică eu nu puteam să fiu sigură pe scaunul acela. Pentru că în orice moment putea să se întâmple orice Ele singuri în față de mine spuneau Nu puteai și tu olea că să mănânci mai puțin Chiar atâta trebuie de adăugat Fără rușine Și în momentul acela nu mai simțeam că nasc Sincer În momentul acela plângeam și era sora mea cu mine Și spunea mai stai liniștită, asta e naștere Nu te gândi la idiotele astea oricum, eu am născut, am văzut copilul în brațe și deja în capul meu stăte, cum eu, asta ies câți kilograme azi de jos, dar eu o să revin, dar nu. Oricum, în cap problema asta, lăsat nici la naștere, adică n-am avut hodină. El iarăși trebuia să răspund la întrebări, de ce eu să așa mașcată, de ce am ajuns eu la kilogramele astea, că vreau, iată, acum eu i-aș răspunde că așa vreau eu. Și vreau să menționez că doamna care mi-a spus chestia asta era deloc numărunțică, era așa o doamnă rotundic, frumoasă și mă rog, și-a permis. Oamenii care au fost în viața mea, eu cred că ei s-au afirmat pe seama mea, sincer. Știi, ei s-au simțit mai ușor când știi că cineva e mai altfel decât tine. Cumva, dacă ei mi-au spus un cuvânt urât, cei din prejur au apreciat chestia asta sau au susținut, eu am tăcut, eu n-am repostat. Înseamnă că automat s-a ridicat la alt nivel. Înseamnă că eu, el era bun că spus asta. Și eu nu bun, înseamnă că eu accept critica lui și cuvintele lui că am tăcut. Dar eu am tăcut prin simplu fapt că de mic sunt învățat că eu trebuie să tac. Eu nu trebuie să răspund urât. Eu trebuie să am o imagine. Pe lângă faptul că erau oameni care mă judecau, am avut și prieteni, în așa, în ghilimele. Erau eu venind dintr-o familie care își mai permitea financiar, adică părinții mei munceau mult pentru asta, cumva eu aveam acces poate mai mult decât unii din prietenii mei și știi că eram comodă pentru ei, că dacă mergeam undeva eu oricum vreau să mănânc mai mult și cardul meu era alimentat și eu cumva achitam pentru toată lumea. Nu că achitam atât pentru toată lumea, dar eram permanent acolo undeva unde trebuia ajutor, da? dacă trebuia niște bani, hai la Corina și eu vreau să fiu bun, eu nu pot spune nu, eu nu puteam spune nu, trebuie, trebuie, nu, să ne clarificăm. Eu în prima lună a mea de studenție am adăugat 10 kg fiind fan înrăită la Star Kebab. Eu deja când sunam la Star Kebab, ne spuneau, da Corina. Eu știam strict, meniul meu era foarte strict, eu am adăugat 10 kg. Dar la final, la primul an de studii, când am făcut calcule că se făcea transferul pe card, mama îmi făcea, eu am rămas șocat câți bani am cheltuit. Undeva pe lună, la Chișinău, mi se revenea 5-7.000 de lei. Asta era în anul 2011. Asta e, practic, eu cheltuiam pe două aspecte. Nu investeam în mine, fiindcă hainele mi cumpărau părinții, mama, dar era așa, pe mâncare, pentru că eu mâncam fast food, eu nu-mi făceam acasă. Dacă îmi făceam, paralel îmi comandam fast food-ul și a doua era pe combustibil, că eu spuneam că eu nu-mi găsesc prieteni la Chișinău, pe mine nimeni nu mă acceptă și mă duceam la prietenii mei, care eu credeam că sunt prieteni, încă căușeni în fiecare zi, circulam, doar adică aveam unde să stau aici, circulam, mă duc, că ei pe mine mă acceptă, ei sunt prietenii mei, ei nici nu fac diferența că eu sunt gras, slabă, urâtă, ei sunt prietenii mei, ei mă acceptă. Și ei știau că, bun, azi vii Corina, muș, dacă vreau sărbătoare, o, oh, hai, hai mâncare, un altă și la urmă eu scoteam, mă achitam, adică, era, bun, mai era și aportul lor financiar, dar eu țin minte ideea că eu vroiam cumva să fiu bună și eu prin asta îi cumpăram, eu îmi cumpăram prietenii. Nu toți, recunosc că apășesc privească monologul și o să spună că nu toți prietenii, dar undeva 60-70% din prieteni, eu îi cumpăram. Ideea este că bypass-ul cumva eu am crezut că este o pastilă magică pentru mine și vreau să -i explic încă o dată că însăși micșorarea de stomac e un punct de pornire. Tot asta o să dureze o viață, tu o viață ești cu asta. Nu înseamnă că dacă ai făcut operație la stomac, gata, ai liber la tot, da. Ai liber la tot, dar îți asumi niște consecințe. Eu uh, am ajuns la 82-85 de kilograme, deja puteam mânca tot, asta era cam peste un an. Deja când puteam, pot mânca carne, ba, pot servi și alcool și eu am înțeles că lucrurile nu stau așa de bine, că am mai adăugat vreo câteva kilograme, adică iarăși s-a demonstrat, eu nu am găsit pastila magică, însă eu am putut să mă mențin, să nu mă duc la 100. Și așa a început la mine nebunia cu dietele. Cu dietele, dar deja mai sănătoase, cu planuri alimentare, am apelat la specialiști și împreună am încercat cumva stomacul ăsta nou care mi-a fost dăruit mie să-l îngrijesc, chiar să-l îngrijesc în tot sensul cuvântului, fiindcă sunt oameni care și-au făcut această chestie super interesantă, dar nu au putut menține rezultatul. În ani, ei și-au uh, și întors kilogramele lor. Medicul întotdeauna spune, asta nu e o, nu e o joacă, asta nu e o pastilă, asta e ceea care tot viața trebuie să ți confrunți. Lipsa de fier, lipsa de vitamina B, tu trebuie artificial. Adică o, anual tu trebuie să-ți faci o cură din asta cu vitamina B și cu fier. Riscul că stomacul să revină înapoi, asta e 100 de procente, fiindcă e un mușchi care zi de zi el poate să crească dacă nu. Și atunci când medicul meu mi-a vorbit despre acest lucru, atunci eu am înțeles că stop. E timpul să totuși să luăm niște norme. E timpul totuși să regulăm ceva. Și așa cum și copilul meu era micuț, avea nevoie de o diversificare mai sănătoasă, uite, în pas cu el am început și eu. În familia noastră a fost avocado, brocoli, salate. Deja eu am început a echilibra. Am mers la o școală de nutriție, am învățat despre nutriție. Și totuși aveam uneori scăpări din motiv că problema iarăși vine de la cap și eu nu rezolvam. Eu nu rezolvam problema și nu exteriorizam emoțiile. Da, uite, bypass, kilograme slăbite, regim alimentar, copil sănătos și eu mă uitam în oglindă și eu nu o vedeam picorina aceea care tot spunea, wow, ai slăbit. Cum vine un val de chestii din astea, wow, ai slăbit, eu vreau să fug acasă și să mâncui. Fiindcă eu nu recunosc faptul ăsta că eu am slăbit. Eu nu recunosc faptul ăsta că eu na, nu, nu mai sunt Corina de 134 de kilograme. Eu cumva simt că eu trebuie iară să demonstrez că eu sunt bună, eu, sunt, eu pot să fac, eu sunt comodă, eu pot să te ajut. Numai de ce? ca oamenii să nu mă critice. Și deja știi prin ce prism să nu mă Că eu am făcut bypass, eu am slăbit prin bypass. Dar nimeni nu înțelege istoria că după bypass... Eu deja am ajuns să fac 12 antrenamente de sport pe săptămână, la atât de tare să mă țcănesc. Mi-am creat o grupă de fete ca să fac sport atât de intensiv, că eu să-mi iau responsabilitatea că ele sunt urma mea. Și eu trebuie să fiu exemplu, eu nu trebuie să mă opresc. Fac fitness și paralel am ales să fac și karate, dar și să știi că karate îl fac pentru suflet, fiindcă acolo sunt doar eu. Acolo îmi scot emoțiile numai prin strigăte și prin lovituri. Asta și m-a salvat de foarte multe ori de la stres și de la criză, poate uneori și de la faptul că am avut gânduri de sinucidere. Am avut gânduri de sinucidere chiar și acum în perioada când eram deja mai slabă cu bypass cu asta, am avut gând să mă sinucid numai din faptul ăsta că aveam amețel. Nu, nu vroiam să revin la un regim normal, că trebuie să accept iar regim eu nu mă văd așa cum vreau eu să mă văd. Problemele din jur, probleme financiare, probleme cu familia, poate uneori și depresie. Știți și eu ajungem că vroiam să mă sinucit, dar știam că am antrenament, mă ducem la antrenament, avem un antrenor foarte sever, știi, că adică el știe munca la perfecție. Și acolo eu intram în sală și lovituri în pernă, strigătii rezistență și după ce ieșam, eram bine imersi Mai mult el e perceput ca un moft și nu ca uh, ca o metodă de slăbire a oamenilor trecuți de foarte multe kilograme. Spun foarte multe kilograme fiindcă am avut ocazia să văd oameni de 200, 200 și ceva de kilograme care au făcut bypassul ăsta, nu pentru slăbire, slăbirea e moft, dar zahărul, da, este tensiunea, adică Undeva în țările mai dezvoltate, deja bypassul e ceva ca ceva simplu. La noi încă nu e, nu e acceptat. Nu e acceptat nici de medici, nici de societate, de nimeni absolut și ești blamat. Tot e slăbit prin operație, dar nimeni nu vede ce e în spatele operației. bypass este ținut în secret. Eu am foarte multe cunoștințe și oameni care știu că au făcut operația asta. Eu chiar monitorizez pagina medicului meu și văd după oamenii care pun like-uri, știi? Puțin care recunosc că au bypass. Știi, eu am avut ocazia asta, cumva într-o încăpere mare, cineva să mă întrebe, wow, cum ai slăbit? Eu dacă sunt întrebat ai, ai, operație, eu spun da. Dacă nu sunt întrebat, spun, uite, eu am, un tratament, am avut un tratament mai lung. Dacă cumva o să vrei vreodată să-ți povestesc, o să-ți spun, nu încep deodată, ha, eu am operație, chestii din genul ăsta. Dar nici nu ascund faptul ăsta că am operație, știi? Și cineva mă întreabă, am auzit că ai operație și eu spun, da, că a pornit totul de la operație. Cât costă? Eu îi spun suma și spune, da, doamne, ferește să dau așa bani. 3.000 de euro eu am dat în 2018 dar dacă să mă trebuie cineva am regret sau nu, nu regret nicio secundă. Viața mea s-a schimbat, este viața până la bypass și viață după bypass. Viața în care eu uh, am devenit altă Corină, uh, poate nu așa din crezută cum eu aș fi vrut, pentru că mai am de lucrat la aspect psihologic, dar asta a fost un punct de pornire. O nouă șansă, eu spun. Eu am acceptat să fac operația asta că avem multe kilograme, dar pe lângă o săptămână în spital, observ așa, e un flux mare de persoane care se interesează de operația asta. Cred că eu nu m-am documentat, dar oamenii se documentează. Și știi că sunt fetițe, 80-90 de kilograme, care își doresc. Ele își doresc să slăbească azi și acum. Și operația asta o folosesc ca o metodă de slăbire. Și una, mă bucur că medicul meu e așa, e un domn care e foarte glumeț, dar totodată foarte adecvat. Chiar ar putea să facă business din asta și eram de față când ne-a spus, du te, -te rog frumoasă, acasă, adică totuși moftul ăsta n-accept, iată anume chestia asta la 80-90 de kg când tu încă mai ai șansă să mergi în sală, să ai un regim echilibrat. Deja trecând 4 ani de la bypass, viața mea a devenit o viață normală, frumoasă cu un regim alimentar foarte bine echilibrat, pot să-mi permit și un pic de abateri, dar știu ușor să revin. Și ceea ce aș recomanda eu la fiecare, asta ar fi să aibă grijă de cultura alimentării în familia lor pentru că avem noi o problemă foarte mare la acest capitol, mai ales când vine vorba de niște evenimente, gospodinele noastre se întrec la, la gătit și la cine masa e mai înflorită. Este acest moment, trebuie să-l recunoaștem. Îl mai am și eu în familia mea și știi că îl gestionez, că nu prea iubeam să gătesc, dar acum încerc să-i spun mamei să-i scot din meniu și apoi spune, ce să avem pe masă? Nu-ți fac griji că o să, o să găsim ce, ce să mâncăm, dar cât poți să mă, mănânci un om, doamne? Dar viața mea s-a schimbat. Să știi că am, nu am regrete la ceea ce am făcut și chiar ceea ce s-a întâmplat în viața mea, fiindcă ceea ce s-a întâmplat atunci m-a definit ca caracter acum, am devenit mai puternică, am devenit un om care poate să motiveze. Să știi că mi-am permis totuși să, să declar așa o, o perioadă frumoasă în orașul meu pentru femei, mi-am permis să, să le ajut să le motivez. Vreau foarte mult să ajut pe fiecare să se dezvolte, să le scot din zona de confort. În fiecare zi îmi fac provocări și provocările astea îmi plac și vreau să spun că oamenii slabi niciodată nu o să înțeleagă pe ăștia obeși, Niciodată, absolut. Câte sfaturi ne dai? eu te înțeleg, chiar când te jelui la o cumătră, la o vecină, nu o să te ajute, nu o să te ajute, o să-l înțelegi pe omul ăsta până nu o să fii în pielea lui. De asta eu când văd fete mai plinuțe sau ceva care vin să-mi spună, uite, ajută-mă, te rog, eu, eu le-aș cuprinde. Eu în primul rând le-aș cuprinde și aș începe să să-i spun să stabilească o relație sănătoasă cu sufletul lor, cu familia lor, cu mâncarea lor, cu anturajul lor. Și apoi după care să duc unde au de dus la toate experimentele. Acum, trecând timp, n-am frică asta. Am tare mare că cumva mâinea să am mai multe kilograme sau pe mâine mai puțin, dar frica în suflet desigur că am. Nu mi-aș dori pentru nimic în lume să mă întorc înapoi la 134 de kilograme, pentru nimic în lume și n-aș dori nici copilul meu să ajungă, fiindcă am avut uh, moment când la spital mi-a spus că copilul este obez și în cap la mine a fost o catastrofă. Eu nu vreau copilul meu să fie obez, pentru că eu știu ce înseamnă să duci la școală să te tachinezi, să-ți spună că tu ești gras. Eu știu ce e asta și eu nu mi-aș dori pentru nimic în lume și eu foarte bine monitorizez ce mănâncă copilul meu, el are permis la tot, dar eu știu cum să-l gestionez. Vreau spre final să atenționez pe fiecare, să fie sinceră cu ea. Eu cumva la 134 spuneam că, și credeam în cuvintele mele că eu sunt cea mai frumoasă, cea mai bravă, cea mai, cea mai, dar de fapt mă amăgeam. Și totul trebuie să pornească de la sinceritate. Eu am fost sinceră și am înțeles, eu vreau să slăbesc. Da, eu am recurs la metode radicale. Da, poate pentru cineva o să fie corect, pentru cineva nu i corect. Asta a fost alegerea mea și nu i îndrept nimeni să mă judice. Dacă cineva are posibilitate, lasă și facă. Dacă cineva nu are posibilitate, avem o mulțime de sfaturi, nutriționiști, cluburi, avem medici care pot să ajute. Important este la timp să bați alarma, nu, să nu lăsăm de pe o zi pe alta, să nu căutăm scuze că am glandă teroidă, că am acolo cu mătre sau că asta e la mine cumva născut. Dacă ai, ai os gros, ai genetică, nu știu, diferite boli, la noi iubesc să compună bolile astea, de obicei femeile. Important e să găsești adevărul în tot asta și să nu te acoperi cu scuzile astea cum am făcut eu ani, ani la rând. Important să fii tu dezgolit în fața fricilor tale și să alegi o cale și să ții de calea asta. Gura lumii nu se închide absolut niciodată, fiind slab sau fiind gras. Poziționează-te corect cum vrei să fii și atât. Dar credem că 134 și să spui că tu ești cea mai frumoasă, tu un pic te amăgești pe tine. Oricum, salata e seridina, așa, unde simți și tu confortabil și să te accepti. Și, mă rog, să fii acceptat și de cei din jur. Metodele, să nu fie radicale, așa cum am slăbit eu cu pastiluță. La fel, nu recomand. Două pastiluțe în zi, nu e ok. Vreau să amintesc, frumoase, asta nu înseamnă 45-50 de kilograme. 80 la fel e frumos. Am declarat că și 134 e frumos, dar nu e sănătos și viața diferă. Viața de până la 100 de kilograme e una și viața după 100 de kilograme nu e ușoară și nu e frumoasă deloc. Societatea noastră nu e adaptată la oameni obeși, dar cu regret spre asta mergem. Când soțul sau prietenii îți spun că tu ești ok, tu ești super frumoasă, tu ești super bravă, super talentată, eu te accept și așa cum ești, Că e frumos, dar fii sincer cu tine și înțelegi că ei cumva încearcă să-ți creeze confortul ăsta, ca tu să te simți bine, fiindcă ei te văd într-o depresie, în alta, dar tu trebuie să fii sincer cu tine și să spui oameni buni, eu am nevoie de ajutor. Eu am nevoie de ajutor. Fii sincer și atunci când ție o să-ți placă de tine, dar sincer din adânc sufletul, doar atunci o să fie realitatea ta. În rest, toată lumea mereu o să ne susțină, că sunt ai noștri, sunt dragi sufletului. Ce ține de relația intimă, iarăși, aici nu e un secret. Există viață înainte și există viață după. Diferă foarte mult. Diferă, în primul rând, de la faptul cum te simți tu, de la tu fiind doar voi doi nu există și al treilea, îndrăcușor așa în cap, care nu-ți dă pace și nu te lasă să, fii tu până la urmă. Există o diferență extrem de mare în tot ceea ce ține relații sexuale, relații intime. Există și sufletești diferențe la fel de mare. Din asta trebuie de bătut alarma mereu și nu de lăsat cumva scuzile să ne afecteze viața. Corina a subliniat de câteva ori că viața la 134 de kilograme și cea la 72 de kilograme este totalmente diferită. Când scăpăm de kilogramele în plus, în primul rând devenim mai sănătoși. Asta trebuie să înțelegem fiecare. Însă vreau să mă adresez celor care își bat joc de oamenii diferiți. Trebuie să înțelegeți că ei suferă. Orice replică acidă și jignitoare din partea celor din jur este asemeni unei lovituri. Corina a menționat că și acum ține minte ce ziceau copiii când trecea pe coridorul școlii sau ce a zis acea profesoară. Sincer, nu are nimeni nimic de câștigat când își bate joc de un om mai vulnerabil, mai slab. Devii cumva mai crutoi, halal de tine dacă te simți mai bine mai când îți bat joc de un alt om. Prin observații răutăcioase, nu vom ajuta un om să slăbească sau să se îngrașe. nu vom face să devină mai înalt sau mai scund și nu îi vom schimba forma nasului sau a urechii. Prin observații tâmpite, doar îi provocăm suferințe. Deci, haideți să fim mai buni să nu criticăm aiurea, să nu dăm sfaturi nesolicitate, ci să-l punem la punct pe un adolescent sau chiar pe un matur care face observația ci de cuiva. Dacă v-a plăcut istoria de astăzi, nu uitați să o apreciați și să o trimiteți și prietenilor voștri. Iar dacă ai și tu o poveste de viață interesantă nu ezitați să-mi scrii un mesaj pe Instagram. Mulțumesc mult!